prezența majorității consilierilor locali care ar trebui este Consiliul Local al Comunei Spunar. Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Înainte de a face propuneri pentru alegerea unui președinte ședință, v-aș ruga să supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței din data de 21 iulie 2017. Dacă sunteți de acord cu forma prezentată ieri și care ați citit, supun spre aprobare procesul verbal. Cine este pentru, împotrivă? Bun. Pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței, v-aș ruga să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte ședință. Nenea Ghiță. Alte propuneri? Cine este pentru domnul Cărăușu președinte? Împotrivă? Domnul Cărăușu? Da. Mulțumesc de încredere acordată. Și dacă îmi permiteți, declar deschisă ședința din 25/8/2017. La ordinea de zi avem 7 puncte. 1. Proiect de hotărâre privind decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale cadrelor didactice. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Strugari. Proiect de hotărâre privind numerotarea imobilelor din Comuna Strugari. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în sumă netă de 300 RON familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul Poliției Locale. Informare, raport, control efectuat de către instituția Prefectului Județului Bacău. Și la ultimul punct avem diverse. Dacă mai aveți alte propuneri la ordinea de zi... Alte propuneri la ordinea de zi am eu, anume o rectificare a bugetului local și un proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție. Știți că noi, pentru oricare proiect, facem fondul de garantare niște împrumuturi sau niște scrisori de garanție, în cazul în care nu facem împrumuturi. Având în vedere că s-a făcut un adițional de prelungire al contractului, trebuie să prelungim scrisoarea asta de garanție. Două. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Am să dau domnului primar. Cine este? Supunem la ordinea de zi. Deci toată lumea a fost pentru. Am să dau cuvântul domnului primar, ține președinte proiectele. La primul proiect de hotărâre privind aprobarea de conferii contravalorii călătoriei de mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna iulie 2017, la articolul 1, se propune aprobarea de conferii contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna iulie, în sumă de 570 de lei. Avem raportul justificativ, expunerea din motive, precum și centralizatorul cu toate bunurile de transport. Dacă vreți, trece să face, vedeți dacă la... Eu aș avea obiecțiune la... Dacă e cel mai bine să discutați cu fiecare parte. Uităm și eu. Dacă sunteți de acord. Nu prea sunt de acord cu decontarea contravalorii pentru mijloace de transport, datorită faptului că anul școlar s-a încheiat în luna iunie și în luna iulie mai decontăm din nou alți bani pentru cadre didactice ca să... Luna iulie. Păi din contra, că în vacanță, ia niște bani în vacanță care orice angajat al acestei țări prestează un serviciu, nu mi se pare corect să mai și plătim transportul la locul de muncă. Deci eu unul o să votez împotrivă la acest proiect. Eu vă pot spune că toate călătoriile de mijloace de transport ale personalului didactic și nedidactic, dacă în timpul
dacă în timpul vacanței copiii sunt în vacanță, celelalte cadre didactice sau nedidactice nu sunt în vacanță. Deci, pentru cei care vin la școală și își fac serviciu, legea ne obligă să le decontăm cheltuielile. Ca la oricare salariat din lumea asta, care îi dacă în deplasare, îi plătesc deplasarea. Atât. Nu-i plătim. Ați văzut, nu plătim la toată lumea. Deplasare e ca un județ. Legile sunt așa cum sunt. Asta vom stabili când supunem la vot ordinea de zi. Da, cum mai dacă mai sunt discuții. Numai o completare. Problema nu este că avem sau nu avem. Bugetul local, ați văzut, și la consilier, li se dă o indemnizație. Nu spune legea acolo dacă aveți bani, le dați sau dacă nu, nu. Este o lege și trebuie să o respectăm. Asta este... Când ori modifica o și o spună, nu mai dăm venit nimeni garantat, nu mai dăm indemnizații pentru consilier, indemnizații pentru primar, viceprimar, atunci nu o să mai dea banii ăștia. Dar este o lege. Legii pe care mai pe de-a dreptul spus, au consfințit-o și prin hotărâri judecătorești. Dar se poate mai avea instanțe judecătorești și vor fi știnat pentru că nu s-au apătat dreptul. Dar e dreptul dumneavoastră, fiecare votează în funcție de cum crede de cuvință. Dacă nu mai sunt discuții, să supun la vot primul punct al ordinii de zi. Cine este pentru? Nu puteți împotrivă. Cine este împotrivă? El împotrivă. Eu mă abțin. Deci, 9 pentru, o abținere și 1 împotrivă. Da? Împotrivă. Vă mulțumesc, domnul primar. Trecem la al doilea proiect al ordinii de zi, privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Strugari de Bacău. La articolul 1 se însușește inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Strugari în conformitate cu anexa numărul 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Se modifică în mod corespunzător orice alte hotărâri ale Consiliului Local privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Strugari. Avem o anexă. În cadrul anexei, o să vă dau citire la câteva articole, anume, centrală termică, containere gunoi, cameră generator, magazie lemne, bul de excavator, autogreder, calculatoare, sisteme de sonorizare, stație amplificare, gard, magazie, microbuz, magazie răchitiș, magazie cetăție, magazie petrecica, magazie... Adică toate bunurile care se află pe domeniul privat a Comunei Strugari. Videoproiector, televizor, cameră video, gard, gardurile de împrejmuire la școli, grupurile sanitare la toate școlile care sunt și la toate grădinițele, sobile teracotă, xerox, canapea, sirenă, protecție civilă și așa mai departe. Potrivit prevederilor articolul 4 din legea 213 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificări și completări ulterioare, domeniul privat al UAT-urilor este alcătuit din bunurile aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri, unitățile teritoriale au dreptul de proprietate privată. Potrivit articolul 6 din legea 18.91 a Fondului Funciar, republicată, cu modificări și completările ulterioare, domeniul privat al comunei este alcătuit din terenurile dobândite de acestea prin modurile prevăzute de lege, precum și terenurile dezafectate potrivit legii din domeniul public. Pe scurt, este vorba de statul comunal. Aveți aici raporturile avizate, care le-ați avizat, dacă aveți ceva de... Dacă sunt discuții. Discuții. Numai izlazuri comunale sau dacă... Dacă este și teren care aparțin comunii. Acela e tot domeniul public, e tot privat. Tot, dar numai dacă avem. Tot privat. Da.
cum e de exemplu la școală. Nu, noi am spus în cazul ăla. Deci terenul aferent clădirii școlilor este trecut în domeniul public. Nu, eu mă vorbesc de teren. Terenul e domeniul public. Da, dar de exemplu avem la Petecica vreo 2 hectare jumătate de teren care nu e la, la școală. E public. Acela de ce, de ce e public? Pentru că există... Dacă e consiliu. Păi, proprietatea e publică sau privată? Ori privată, păi, ori publică? Privată. A consiliul local? Da. Deci nu e așa consiliul local. Nu, dar zice, ea fiecare... Nu, domnule, deci toate terenurile care noi le avem, în curtea școlilor, da? În curtea primăriilor, islandului, terenurile și agricole terenurile... care au aparținut înainte școlilor, da. Este domeniul public, în privat. Privat, păi, trecut în anexa 79 la hotărârea de guvern. Păi și islandul de ce o fie invers? Pentru că ăla se supune, ce v-am spus eu, valorificării, concesiunii. Din domeniul public care este inalienabil, nu poți să concesionezi. V-am dat exemplu cu dispensarul medical. Când a fost scos prin legea specială, el a fost trecut în domeniul public, scos prin hotărâri de consiliu dus în domeniul privat și abia după aceea au venit legea cu aplicabilitatea și s-au putut vinde, concesiona, închiria sau alte lucruri. Dar același lucru, legea în articolul 6 spune foarte clar. Domeniul privat sunt bunurile care nu sunt incluse în domeniul, în domeniul public. E același lucru până la urmă, dar numai că poți să concesionezi. Acele publici nu le poți concesiona. Nu, sub nicio formă. Și dacă de exemplu, da, 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 nu mai. Dacă nu mai sunt, am să supun la vot. Cine este pentru? Toată lumea? Proiect de hotărâre, al treilea proiect de hotărâre privind atribuirea de numere administrative imobililor din localitate componente ale Comunei Strugari. În conformitate cu prevederea articolului 5 din legea 796 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, la articolul 1, se supune spre aprobare atribuirea de numere administrative imobililor din localitate conform anexei din prezenta hotărâre. În anexa din prezenta hotărâre, dumneavoastră știți foarte bine că noi am stabilit odată o denumire stradală, deci nomenclatorul stradal, și de data asta tot noi am stabilit și o numerotare a imobililor din Comuna Strugari, pentru care noi am făcut numerii pentru fiecare imobil, am dat la fiecare proprietar, l-au afișat. în nomenclatorul stradal și a numerotării imobililor, se spune foarte clar cum se face. De data asta, noi, data trecută, noi am făcut o numerotare de la 1, să spunem, ne-am dus pe partea dreaptă și ne-am închis pe partea stângă, de la 1 până la 200, să spunem, câte imobili erau într-un sat. De data asta, în schimb, trebuie să ne încadrăm fix, cum spune nomenclatorul, adică fiecare stradă, dăm un exemplu, dacă luăm strada la Hațaș, da? De la Cetățuia, sau Zaumba, sau cum am denumit-o noi, pe oricare stradă din principal. Ne ducem de la drumul principal, care este un drum comunal, sau un drum superior, un drum sătesc față de o uliță, și cu privirea la el mergem cu numerotare. Pe partea dreaptă, de la 1 până la 20, cu numere cu soț, adică din 2, 4, cât 6, ajungi, 8, cât ajungi? 2, 4, 6, 8 până la până se termină ultima locuință. Și pe partea stângă o luăm, ne întoarcem sau o luăm de la stânga, tot de la drumul de importanță, cu numere impar. 1, 3, 5 și așa mai departe până se termină ultima locuință. Le știți foarte bine străzile, au fost o discuție și noi am făcut o mică modificare de denumire în loc de eternității bisericii și în celelalte locuri eu am să le denumesc, am să le scriu, am să le citesc ca să vă dați seama care sunt. Noi am denumit-o în felul următor la strada principală în Strugari, de la Moisei Vasile până la Lăiuticușor, îl știți, la codul neamțului,
Am spus strada Năsuiești, având în vedere că acolo îi spunea sapă Năsuiești, să știi foarte bine, de la Nedel cu Smaranda, unde este Cătălin Sărățanu acum, ca să fim mai așa, până la Toma Virgina. Pe strada Podișului la Crețul Gheorghe, la Ghiribaca Elena, pe tăieturi de la Toma Ferdinand, Ambăruș Elena, la strada Blândului Lazar Malvina, Lazar Nicolai, Lăiu Nicolai, la strada Eternității, la noi rămas aici sus, pe deala cimitir, de la Semiraș Vasile la Pavelion, așezului Comănescu Dadec până la Pavel Vasile, domnul procuror, strada Râpilor Moravi Iosif Cărnaru Costică, a Țărnii Pocitani Ionel Pocitani Cornel, a Seaucâmilor Căinarul Petrache, Căinarul Loru, strada Moisoaie, Moisei Petrică, Moisei Costic. La cetăția, strada... De la Deal la Crucii până la Hungarul, ce strade? Unde? De Deal la Crucii, până la Hungarul. E prins, aia strada Năsuiești. Deci face un până la Toma Vergina. Nu cred că la Toma Vergina, până la Hungarul, eu știu. Nu, iată. Păi scrie Toma Vergina acolo. După cum părere la Îngheța. Deci v-am spus să face și bucla și se duce de la Toma la Gheața sau partea treia, așa, la Porcu Adrian. Da, pe dreapta, acolo și am mare cu stânga. Deci de la Toreță, dreapta Năsuiești, stânga Podișului de la Năsuiești. Nu-i până la Vergina, e până la intersecția cu Cetățuia, cum ar veni, cu drumul care nu mai este. Aici o să-i facem o modificare, înseamnă că pornește pe partea stângă, de la Nedelcu, nu? Până la Hangar. Până la Hangar. Gheorghe. Da. Da, îi face modificarea acolo. Captă o vără, rămâne aia fără strada. Da, mă. Chiar primele case din, care se învecinează cu strada principală nu se mai ia în calcul. Și luăm următoarea, următorul imobil. La Cetățuia, strada principală de la Popa Ovidiu, pe partea stângă, la Hangama Maria, adică noi o știm pe tanti Hangama Maria de Creața, așa o știm noi. Păi tu, nu, 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 discutăm pe Postela, nu crea, nu ne-a... Nu, nu, nu. Pe stânga, domnule. Pe stânga. Pe stânga. Deci ne ducem de la Ovidiu, stânga, și ne ducem la Postel, Hangama. Pe partea dreaptă ne ducem de la Olaru Adrian, până la Toma Maria. A cantonului începe de la Păun până la Mânărarie și pe partea dreaptă începe de la Popa Ileana până la Măciucă Iordache. La strada Bisericii Sărățanu Maria Mina Dumitru, respectiv Vătăjele și Botezatul Vasile. A Hățașului Lupu Niculina Vidiman Cisărghiță, la Universitatea Mădăran înainte, și pe partea dreaptă, Viliman Teodor Comănescu Maria. Strada scurtă, Pocovnicu Maria Hanganu Nicolai, Antălucă Ghiță, Hanganu Tinca. E bine, nu? E bine, ce sunt. Strada Islazului, Hanganu Nicolai, Palaghiu, pe partea stângă, Măgirescu Tămâița, Coman Olga. Iar pe dreapta. Deci prima, cum ar fi domnul Viorel Rămânea cu strada principală, următoarea pleacă. Da. Nadișa, strada principală, Popa Ionel, Popovic Ionel, pe partea stângă, Dutul Virgil, Beril Nicolae, pe partea dreaptă. Strada Nadișa de sus, Vasiliu Nicolae, până la Popa Costache, Căroșul Ciprian, Dostinescu Valeria. La Nadișa de jos, Popovic Ionel, Petcu Nicolai, Munteanu Costică, partea dreaptă, Munteanu Dumitru, Dumitrache. Petricica, strada principală, Mâță Tinca, Umbrărescu, Munteanu Mișu, pe partea dreaptă, Hanul Matei. Strada Pădurii, Lazar Lucreția Zaromba Nicolai, pe partea dreaptă, Lazar Nicu Berzânțanu Gheorghe. A Islazului, Berușcă Sălică, pe partea stângă, Matei Iorgu, Costică. Matei Iorgu, Costică. Pe partea dreaptă, Viscreanu Vasilie, băiatul nea Costică, Viscreanu, Prihoan Cadela.
Costica Privană, sus, la Isla. Strada Bisericii, de la Matei Ghiță la Chiriat Vitor, pe partea stângă, de la Guță Matei. Și pe partea dreaptă, Daviduță Anton, botezată Vasilic. Aici nu eram sigur că e Daviduță de la deal de Dan Gheța. E Daviduță Anton? Ia, între stii. Dumitru, nu? Dumitru? Nu, e Dumitru, e Dumitru. Dar pe părinte cum îl chema? Dumitru îl chema. Pe tatăl lui. Tot Dumitru, nu? Da, Dumitru. Dumitru. De la Anton. Nelu? Da. Partea dreaptă. Partea dreaptă, da. Se duce până la Vasilii. Pe strada Lămolului, la Lazar Vasilii, Iepuraș, nu? Da. Sânteanu Dumitru. Până sus. De la Mâțe Lucica, partea dreaptă, Boacă Dumitru. Da. E bine? Da. A Salcâmului, de la Antălucă până la Berzunțanu Nielu. E bun așa, nu? Și de la Pușcașul Ion, pe partea dreaptă, până la Viliman Ion. Da. Aici Antălucă, cred că noi... Da, vine pe la Berzunțanu. Antălucă Catrina, mama lui... Da, cu Andrei, da. Ateiului. Dar nu-i prea bine ce spune. Păi da, zi, eu zic foarte bine. Păi da, zi, vă duceți cu Franța Lisilată și ne-a spus pe doamnă locuiețieră. Acolo stă Viliman Ion și două străzi, partea asta dreaptă e Islazului și cealaltă e Salcâmului. Da, e, nu, hai să o le recapitulăm. Da. Deci a Salcâmului vorbim de la, de la Pușcașul, de la Ion Pușcașul, da. De la Ion Pușcașul, da. Se duce până la Viliman Ion, găștept. Da. Și la chileata, și pe partea stângă, e casa lui mama lui Andrei. Cu Berzunțanu. Da. Și se duce la tunelul Berzunțanu. Eu cred acolo la găștept. Eu vedeți la strada Islazului, că ați zis Prihoanca Lucreția. Păi eu am zis Prihoanca, a spus Prihoanca Adela, nu cheamă Adela. Bătrâna care vreau să zică Prihoanca, veteran. Acum era din capăt. Veteran. Așa, înțeles. Strada Lărguței, spre satul Lărguței, spre că nu avem nimica că aparține de Luizii, pe dreapta avem pe Dâncolea Mitică și Dâncolea Vasării, ultima dâncă pădurii. Da. La Răchitiș, Răchitișul de jos, domnul de la Conești și de la Dârlea Mircea, domnul consilier, până la până la Filipescu, deci vorbim de partea asta. La biserică. Până la biserică. Iar pe partea dreaptă, începe de la Biserica Adventistă la Mondan Maricel. Pentru că pe partea dreaptă aici nu avem casă. Strada Cantonului, pe partea stângă. Începe de la Mondan Vasilii, unde stătea Ion Mondan, la Mondan Titic. Pe partea dreaptă, botezată Malvina, Mondan Constantin. Strada Mareșului, de la Plăcintă Ion, pe partea stângă, la Plăcintă Nicolae, iar pe dreapta, Gheța Cornel, botezatul Dumitru. A Humăriei, strada Humăriei, Manta Maricica, pe partea stângă, Negel cu Vasilii, iar pe partea dreaptă, Manta de Dina, până la Bala de Postic. A Argintului, nu avem pe partea stângă nimic, iar pe dreapta, avem de la Martin Nicolae la Bacu Maria. E bun, domnul Mircea? La Iași, la strada principală, începe în partea dreaptă la Ciobanul Iernica, se termină pe partea stângă de la Ciobanul Iernica, se termină la Munteanu Sorin. Iar pe partea dreaptă, de la Melinte Ioan, se termină la Mihalache Maria, al Costică Mihalache. La Enăcheștiului, botezatul Costache pe partea stângă și până la Prihoanca Vladimir. Deci la ieșirii spre Brești Azlău. Iar pe partea dreaptă, Niță Mândița, până la Prihoanca Vladimir. Brești noastră. Brești la principală. La Hambarului, pe partea stângă avem pe Dâncolea, parcă ultima casă la Hambarului, e vorba de strada lui Stanciu aici. Stanciu, pe stânga avem o singură casă,
Noi, eu știu, chiar dăm cu leamă. Nu, biserica nu este. Este dumneavoastră, pentru că vreau să creadă, unde să vrem. Da, creadă. Și pe partea dreaptă, de la Matei Costică, la David. În afară de David, nu mai e titlul, nu? Că David este principal. David Costică, nu mai e. Deci, sunt mulțea lui Stanford. Dar îi dă cu leamă, îi dă cu leamă, sus, pe dreapta. Ultimul îi dă cu leamă. De care îi dă cu leamă? Băi, ce i-au dat? Vaselină. Vaselină. A, Vaselină. Da, da, da. Eu l-am trecut pe Matei, pe ăsta, pe David Costică. Vaselină. Nu, el e mai bun, nu mă rugă. Da, 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 cu leamă, Vaselină. E a Țintirimului, pornind de la Matei Vasilii și Pavel Ior, avem două ocazii, și la, pe partea dreaptă, primam cu Silviu Manta Costic. La Iușcă, am denumit o stradă care pleacă de la Ciobanu Aurelian la deal. La Costică. La Costică Sănică. Nu am case pe partea stângă, dar pe partea dreaptă pornim de la Rusu Aneta și ne închidem la Ciobanu Mitică. E bun, nu? Din Vasile Mișrăvei, Vasilica sau... E principală. E principală, prins așa. E prinsul principală. De la asta nu știu. Bun. Nu, nu am făcut un cazat. Și-a luat un casul. Din Papa Ion. La Matei l-a fost un pădurar care a murit casa izolată? Nu, da, ce la... Își pune acolo pe... Melinti. Vasilii. Ai văd Melinti Vasilii. Un Melinti Zeghiori care era acasă, nu? Da. Lângă Papa Ion care l-a adunit să lasă. Acolo e din strada cimitirului, cum e aia. Centerimul. 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 Da, 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 da. Nu mă să schimb un lucru. Să schimb un lucru. Nu-i nicio problemă. Numai că se schimbă un lucru. Dacă avem discuții... La vis. Păi și-au discutat în timpul. Domnul Hangan. Am discutat ce-o. Nu vrei să fie de partea bugetului local. Deci să fie... Deci să fie zero. Da, da. Gratuit. Restul colegilor îi hotărăsc de cum crede. Le puteam schimba între noi. Numele de idei. Da, supunem la vot proiectul numărul 3 al întâlnirii. Cine este pentru? Toți 11, da? Referitor la cea propunerea domnului Hanganu, ca numele să fie gratuite, sau gratuite, plătite de către Consiliul Local. Noi nu votăm decât nomenclatorul stradal, și acelora imobili doar. Niciodată cetățenii n-au plătit numerele de la poartă. Deci da. Niciodată nu au fost inclus în plata la impozite sau alte taxe numere de la poartă. Nu, niciodată. Au plătit pe timpuri, au șescu, da. Poate, da. Poate pe timpuri se plăteau. Dar până la tot urmă, o plăcuță de 3 lei nu se răcește bugetul nostru sărac deja. Ca să mai facem. Dacă România e sărac, creștere economică, da. Da. Mulțumim. Cine este pentru ați aprobat? Ați aprobat. Următorul. Un proiect de hotărâre pe care noi l-am mai avut în discuții. În urma unei analize la noi, am văzut că nu ne-ar costa cine știe ce și cred că am putea să-l să-l aprobăm, depinde de fiecare vot în parte. Avem la baza proiectului de legea 273 și dispoziții 36 din 215, prin care în proiectul de hotărâre ne-am gândit că începând cu anul 2017 propun acordarea unui premiu de fidelitate în sumă netă de 300 de lei familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Deci vorbim de anul 2017.
Premiul de fidelitate menționat se va acorda cu condiția ca familia să aibă domiciliu stabil în comuna Strugari, iar căsătoria să nu fi fost întreruptă pe parcursul celor 50 de ani. De asta îi spune și un premiu de fidelitate. Aici nu se vorbește de ceapă. Și încă o dată, anticipezi ce vrei să spui dumitale. Deci este vorba ca cei doi soți să fie în viață la data de punere cereri. Sau până la 1 ianuarie 2017. Ce aș vrea eu să menționez? Și aia care au depășit 50 de ani și sunt în viață și n-au mai beneficiat așa, se beneficiază de ei. Și ceilalți care, peste 50 de ani, începând din 2017, care aveau 50 de ani și sunt oameni în viață, se beneficiază de ei. Deci, să știu cum notez. Și cei și care au depășit. Am înțeles, da. Așa au toți cei care au depășit 2017. Și n-au mai beneficiat de o chestie. Toți cei care au depășit 50 de ani. Așa? Este un lucru foarte bun că se va da la oamenii care au 50 de ani de căsătorie, la nivel de comuna Strugari, dar aș avea o propunere să fie 500 de lei pe fiecare familie care pe niște 50 de ani, că ești deși bine, 50 de ani, 500 de lei. Sunt alte comunii care dă 1.000-1.500. Dar un 50 de lei atât timp un primar cât se dă în jur de 40.000 de lei pentru decontarea transporturilor la profesori, pentru cetățenii comunei Strugari care poate va vota și pe dumneavoastră, poate va vota și pe mine, haideți să fim o leacă mai rezonabil. Aici acum are care 40.000. Noi trebuie să ne gândim. Pe efortul ăsta pe care Consiliul Local îl face, nu îl face din bugetul, adică are la bază un calcul cât ne putem întinde. Dacă vă uitați prin celelalte localități, cât s-a, de exemplu, orașul Bacău dă 5.500 de lei. Orașul Bacău, oraș. Acum, vă spun următoarea chestie. Sunt localități foarte bine poziționat financiar, care poate să ducă la cât pot, că sunt bani extrabugetari, da? Noi trebuie să ne facem un calcul ca din ce bugetul care vine, bugetul consolidat al statului, legea ne permite ca un procent din să putem investi și în așa ceva. Deci nu putem să depășim viața, noi ne-am făcut un calcul cu numărul de beneficiari și am zis că ne încadrăm acolo. Nu ne-am dus la 200 sau la 100, ca să nu țin derizorii. Dar am zis că un 300 față de Bacău e suficient. Și deja nu mai discutăm. Deci având la bază, ți-am spus, având la bază justificări. Nu mai discut acum de 8 cupluri, discut de minimum 36 de cupluri. La ce am văzut eu? Deci noi ne-am făcut un... Eu mi-am făcut aici... Noi ne-am făcut un calcul, ne-am făcut un calcul. Cam cât și 1 ianuarie 2017. Dar dacă ne ducem și venim cu amendamentul ăsta, ca și ceilalți care n-au beneficiat să încadreze, ne ducem puțin mai mult. Să lăsăm așa în da. La altul, dacă de Dumnezeu suntem sănătoși, cine este el? Domnul Trofin. Ca o propunere, când veți face premierea de fidelitate a... Poți să fie în cadrul Consiliului Local. Ar trebui să chemăm și tinerii ăștia necăsătoriți, sau să le spun experiența vieții lor ăștia bătrâni. Sau care au trebuit în viață. Noi să ne pregătim, o să le pregătim și o diplomă frumoasă, spunem noi, țiplată acolo. Un alt proiect la ordinea de zi este cel privitor la acordarea normei de hrană a personalului din cadrul Poliției Locale Strugari. Știți că noi de fiecare dată am aprobat în cadrul Consiliului Local norma de hrană. Avem temeiul legal prin care dumneavoastră știți că se poate acorda. Avem și prevederi legale unde spun că în cadrul Consiliului Local, prin hotărârea Consiliului Local, se poate aplica în condițiile în care consiliile pot aproba această normă de hrană.
Noi, în ceea ce privește proiectul de hotărâre, am prevăzut ca și anul trecut, ca norma de hrană să fie acordată și dată poliției locale într-un procent de jumătate din zilele lucrătoare ale lunii. Adică bugetul am gândit că atâta ne poate permite. Adică am pus 320 lei pe an de poliție locală. Da, noi am gândit-o la nivelul anului trecut, în buget atât am prins, adică ne-am gândit la o jumătate din normă, pentru că dacă ar fi să se acordă o normă întreagă, domnul secretar vă poate spune. Da, v-am explicat pentru comisii, dar datorită plafonării veniturilor la divizația deciziei anului, dacă am dat 30 de lei pensii calendaristică, 30 de lei 30 înseamnă 960 de lei, deja discutăm, depășim valoarea indemnizației legii primare. Eu ce să vă zic, Consiliul... Deci, ce salariu are poliția locală? Deci, sunt în funcție publică, polițiștii locali la noi avem un deputat și unul asistent, o să ajungă toți... Cât i-am? Deci, referent asistent, în jur de 1860 de lei în mână. Are salariul... 1300 are polițistul deputat până face perioada de stagiu, după 6 luni de zile ajunge referent asistent polițist local și o să aibă, deci referentul asistent la noi în comună, cum am aprobat grila, 1860 de lei, ceva de genul ăsta. Vorbim de venituri nete, nu vorbim de venituri brute, da. Ceea ce noi întotdeauna trebuie să raportăm și vorbim cu cel mai dințeles la câți ia în mână. Pentru că dacă domnul Teofil, să spunem, are un salariu de 2000 de lei brut, în mână se duce minim taxele și impozitele care se iau. Dar vorbim de ce se ia în mână, că e cel mai corect să spunem așa. Nu ceea ce mai auzim câteodată pe salariul de... Domnul primar s-a discutat, era vorba de 2013, am zis că nu am... Deci, și cu norma de hrană ar ajunge să depășească... Dar nu o dăm întreagă, dacă nu o dăm întreagă, nu o dăm întreagă. Nu ne dăm după direct cicle. Deci, ce trebuie să știe Consiliul Local? Se poate acorda, da? O condiție esențială sunt depășească veniturile de viceprimarului. Ea se poate acorda. Scrie foarte clar în legea 155 că poate fi acordat în urmă de urmă, în funcție de buget. Vreau să mai am o cetățenie din Comuna Sfântare, m-am lucrat ca poliția asta locală să facă un pic de pază pe timp de noapte. Deci, totuși, la 2500 lei sau cât e aproape salariu, cu tot cu norma de hrană, ar trebui să avem și noi un pic de pază pe timp de noapte. Mă refer, sunt doi polițiști locali, nu unul închide, unul închide ușa ziua și unul deschide. Acum, na, poate supără ceva cu mine, dar n-ar avea de ce. Și un polițist local să facă servici pe timp de zi, unul pe timp de noapte, să fie acoperit. De exemplu, eu ca cetățean vreau să fiu păzit. Și nu tu la mine, și dacă are mijloc de transport? Dar nu trebuie, no, domnul Tătel. Nu, adică eu un sfat pentru... E foarte bună. Noi avem, pentru că... Adică... Este normal, ar fi normal, dar... Formele s-au întețit? Numai puțin. Am înțeles. Deci noi, săptămânal, poliția locală cu poliția statului, poliția postului Strugari, organizează patrulii de cel puțin două ori pe noapte, pe săptămână. Deci băieții sunt prinși în acțiunea ale poliției de două ori în fiecare săptămână, pe timp de noapte. Există program. Dar ar trebui să acoperim toate cele șapte zile. Domnule, acum și mai dăm un 8, de exemplu. Ne-ar trebui cineva. Nu știu că șapte sate. Deci, patrula când se face, se face în toate satele. Se face în toate satele. Noi, bineînțeles că avem în organigramă prinse trei posturi. Când urma de a ocupa și celălalt post cu un polițist, atunci ne permitem să facem un schimb. Da. Și atunci, în fiecare noapte, va fi unul la dar, având în vedere că până atunci, până la o nouă angajare, e distanță mare, o să procedăm de așa fel încât unul o să facă schimb de zi, unul schimb de noapte. Și poliția
Costul de poliție când are nevoie sau orice intervenție 112, cineva va fi... Este și în avantajul lor, atunci va fi și justificată și norma de hrană. Mi se pare corect și să dea acord. De ce nu? Îi schimb de noapte și e perfect. Da, mulțumesc frumos. Domnul Trofin? Cred că dacă totuși vizăm programa, trebuie ca... mergem la 15 zile. Norma de hrană m-am interesat și la vedere și la... Să vrem și la astea, îi iau la următoare, pe vârmii lucrătoare care le-au. Plus... Cred că așa ar fi corect. Acum, măcar 15 zile. Am înțeles că așa au fost și până la sumă, 15 zile. 15 zile, dacă nu dacă se ciocă. Noi, acum o să dăm 15 lucrătoare, dacă... E normal, spune legea, că se dai 30 de zile calendarești, cam atâta jumătate. Sper să nu fie ca cum a fost cu piatra pe care vreau să o dei lângă drum, să facă servicii. Deci ăsta de acord să ia normă din hrană, 15 zile să ia, dar să își facă servicii. Ăștia la Bierești, de la Bierești, de cu... În principal, pe mine. Pe toți. Poți la ajutorul social? Și la cetățenii interesați. Și la noi vezi, dacă te duci și la noi, când este vorba de activitate, nu stau oamenii. Uite, două săptămâni sau trei săptămâni au făcut. Program și zi și noapte acolo. Mi se pare corect ca să păzească un drum care e în lucru la o altă societate. Societatea să aibă pașnic, să-și facă, nu ține din comuna scundat, din poliția locală. Ba da, domnule, pentru că nu este investiția pe care își beneficiară, nu este societatea care construiește drumul. Oamenii care circulă pe drumuri nu sunt oamenii societății constructoare de drumuri. Oamenii care sunt la noi și care sunt neînțelegători, da? Sunt de la noi din comună și eu trebuie să le, nu să-i păzesc, pentru că ar fi fondul nepotrivit. Dar trebuie să trage atenția cu domnul, este o investiție care este făcută pe o perioadă și care are un termen de garanție de 5 ani de zile. Și dacă noi nu o protejăm, am avut un om care s-a dus acolo și nu a vrut să înțeleagă, când trebuie să intre cu combina acolo. Dar nu au putut să prevadă că trebuie să-și recoteze grâul până la 15 iulie sau august. Adică, dacă noi nu ne protejăm investiția, oamenii noștri, ei își fac lucrare. Atât. Sau ăștia cu civili, că trecut pe la asfalt, nu trebuie să stai poliția aia acolo, nu stai zi de zi ăsta. Și eu dirijat pe... Da, mă rog, astea sunt alte. Astea sunt discuții care bănuiesc mult. Da, foarte. Referitoare la ce... La ordinea de zi. Să punem la vot proiectul numărul 5. În forma inițiată de domnul primar sau cu propunerea amendamentului de 15 zi. Eu, părerea mea, este că trebuie să o propuneți în forma propusă de mine, după aceea trebuie să puneți să propunerea propriu. Deci, supunem în forma inițială proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Efectual, domnul primar, doctor Calpri, eu zic că să vă mai gândi, dânsul, dar deci ai trei voturi pentru. Deocamdată să... Deci câte voturi avem pentru la înseamnă 10 zile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6. Asta e la propunerea domnului Pauluș. Care? Nu, propunerea dumneavoastră. Propunerea domnului primar, dacă ai făcut un proiect de hotărâre, 10 zile calendaristice. Cine este pentru? Domnul primar își face un calcul acolo. Ce zice? Patru voturi pentru, da? Cine este împotrivă? Pentru nu să fie ceva. Nu poți să fii și pe de așa. Nu sunt împotrivă. Deci cine este împotrivă? Trei, patru, da? Cine s-a abținut? Și abținerea până mai avem trei, nu? Da. Bun. Acum cine e pentru ce? Bun. Acum propunem cu amendamentul... 15 zile lucrătoare, 30 de zile. Cine este pentru? De acord și cu școală. Bine, 1, hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da? Împotriva... Nu, uitam ca să facă serviciu. Sunt două hotărâri separate. Împotriva nu avem, înseamnă că s-a abținut. Două abține. Deci trece cu 15 zile. Da, cei s-a abținut. Lasă că am trecut nouă pentru doar cine. Bun. Haideți la următorul.
La proiectele hotărâri suplimentare față de ordinea de zi prevăzută pentru astăzi, avem un proiect de hotărâri privind rectificarea bugetului pe anul 2017. Avem o adresă de la Finanțe prin care să ne aprobă ca să virăm din TVA la salarii învățământ din trimestrul 4 în trimestrul 3 81.000 de lei. Sumele sunt defalcate din TVA și propunem rectificarea bugetului prin alocarea sumei de 81.000 de lei din trimestrul 4 în trimestrul 3, deci minus 81 în trimestrul 4, plus 81 în trimestrul 3. Adică să dau niște bani într-un trimestru într-altul ca să poată face treaba. Din ce cauză? Aici sunt prevăzute materiale de construcții, sunt prevăzute, s-au cumpărat o centrală termică și este nevoie de bănuți ca să plătească centralele, ca să poată pune în funcție. Mai grav. Pentru că cei care vin și montează, nu vin și montează, nu-ți dă autorizație de funcționare, nu-ți dă certificat de garanție și noi nu putem să punem, să scoatem autorizații de funcționare la școli. De asemenea, la articolul 2 se propune rectificarea bugetului local prin mărire din capitolul 84 la capitolul transportul, suma de 20.000 de lei. Este vorba de o sumă pe care noi am luat-o din de la dezvoltare și am trecut-o la transporturi, ca să ne putem face rost de motorină până la finele anului, pentru începerea anului nou școlar, pentru cauciucuri, pentru avizi, pentru inspecții tehnică și așa mai departe, pentru microbuz. Și pentru utilajul nostru, atestare și inspecții tehnică. Atât. Supunem la vot. Cine este pentru? Aici avem avizul. Deci toată vot. 12 pentru. Domnul primar, mai avem? Mai avem un proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție aferentă proiectului de modernizare de drum și drumuri de exploatare agricolă Răchitișul-Iași-DN11. La articolul 1 se aprobă solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție 542 din 16.12.2015 emisă de Fondul Național de Garantare pentru o perioadă de 12 luni, până la data de 27.11.2017, deci până în luna noiembrie anul ăsta. Scrisoarea de garanție trebuie să ne garanteze o sumă de care au mai rămas de plată pentru diferența de lucrări care e la drumul, la obiectivul drumului agricole, în sumă de 1.900.000. Reprezentând 110% din valoarea avansului de 17 miliarde, în vederea implementării proiectului modernizare de drumuri agricole, Răchitișul, Iași, Comuna Stugărului de Bacău. Aici, în baza contractului de finanțare, numărul are numai de vreo 16 cifre din 215 din 2015. Cod contract PNDR 2014-2020. Dacă nu era să prelungească contractul de lucrări, dacă el se desfășura până la data de 19 august anul 2017, adică luna august care suntem acum, dacă se reușea să facă tot tronsonul și toate lucrările ideate, atunci nu mai era nevoie de prelungirea contractului.
având în vedere că noi am prelungit contractul cu 4 luni de zile, atâta cât estimăm că se poate lucra și timp între care ei ar trebui să termine lucrarea, pot să facă în 2 luni jumătate, maxim 3, pentru că o lună rămâne pentru definitivat cu tranș de plată și cu hârtii. Noi sperăm că o ducem la capăt, având în vedere că 60% din lucrări s-au făcut și tronsonul care mi-a rămas și ceea ce mi-a rămas în urmă e posibil ca să termine. O lună de zile spunem noi că s-a pierdut din cauza zăpezilor care au venit în primăvară mai târzii și a ploilor de vreo 2 săptămâni care au ținut lor, dar cu toate necazurile din partea constructorului, eu cred că se vor duce la capăt, se va duce la capăt proiectul. Sunt încrezător, sunt optimist. Domnule, orice lucrare, în momentul în care cursul nu l-o spart, deci pe lungimea și 2 km jumătate de beton, după turnare, după izolarea evaporării și nu știu ce, în momentul în care temperatura, ați văzut, s-a turnat dimineața și seara. Erau temperaturi mașini. Dacă temperatura chiar și seara e peste 35 de grade, dacă în rețetă tu estimezi că faci 30 de grade afară sau 32 de grade și ai pus o rețetă anumită, deci greșeala de aprecierea temperaturii și a rețetii, o dală, două, trei, cât îl dă afară, dacă se preapă, îi dăm afară, pentru că nouă ne trebuie la recepție să fie dale impacte, adică compacte, să fie fără fisuri. Și domnul dirigent de șantier, orice verificare, când o vede, o hașurează, o notează, vine cu tăietorul, dă afară și așa mai departe. Nu, cu material. Nu ne putem juca. Adică nu ne putem juca pe ea noastră, și dacă barifialea care le vedem, vor fi și mai târziu dalii care o să fisureze, dar acum nu intervenim garanții de, atunci se stabilește și o să delimiteze și o să dea afară. Mulțumim, domnul primar. Supunem la vot. Cine este pentru? Și mai avem informarea domnului secretar. Da, o informare, știți că înainte am avut un control de la Institutul Prefect, un control de fond, care a vizat toate activitățile instituției comune Strugari. Prin adresa 13.992.24.2017 ne-a înaintat raportul de control cu rugămintea de a-l aduce spre cunoștință Consiliului Local în 30 de zile de la trimitere, de la comunicare. Totodată ne-au dat și o fișă de evaluare la personalul care pot desfășura controlul și dacă avem unele obiecțiuni sau spunem părerea despre vizare de control efectual. Principalele aspecte care s-au deschis în urma controlului de fond, referitor la hotărârile Consiliului Local, nu s-au luat măsuri pentru transmiterea proiectelor de hotărâri cu caracter normativ către mass media locală, respectiv la un cotidian local cu 30 de zile înainte de supunerea lor spre analize și dezbatere. După cum știți, primăria comunei Strugari nu are nici ziar, nu are nici televiziune, nu are nici post de radio. Noi singura soluție care o avem este de a afișa pe pagina asta de mail și la vizierul primăriei, proiectele de hotărâri și tot ce este supus legii 544/2001 privind liberul acces la informații publice și legea 52/2003 privind transparența decizională. Ei au trebuit să prevadă această măsură pentru că este un act normativ trecut. Normal ar trebui să dăm spre publicare ori în monitorul oficial al județului Bacău, ori într-un ziar local, îl asimilăm un ziar la nivelul județului Bacău. Aici nu am reușit deocamdată să remediem pentru că trebuie să găsim soluția. Eu spun că afișarea pe mailul primăriei și la vizierul primăriei e mai mult decât suficient. Nu s-a dispus inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea statutului unității administrativ teritoriale. Știți foarte bine că în ședința din 21 iulie, luna trecută, am avut proiect de hotărâre privind aprobarea statutului comunii Strugari. S-a adoptat cu număr de 10 voturi pentru. La momentul respectiv am remediat această măsură, având HCR privind aprobarea statutului. Nu a fost adoptată o hotărâre privind inventarierea bunurilor în domeniul privat. Acum mai proaspăt, în ședința Consiliului Local din data de 25 august,
proiectul de hotărâre inițial de domnul primar a fost supus dezbaterii dumneavoastră și va deveni hotărâre prin votul pe care l-ați dat astăzi. Nu s-a stabilit un program de lucru cu publicul. Suntem obligați de lege ca în una din cele zile ale săptămânii să prelungim programul până la 18:30 pentru combaterea birocrației și a faptelor de corupție. Am pus miercurea programul până la 18:30. Dosarele cu dispoziții conțin parțial documentațiile care au stat la baza emiterilor. Orice act administrativ emis de către autoritățile administrației publice locale trebuie să aibă în spate un referat, un raport, o expunere de motive, un act care să conducă la emiterea actului administrativ. Suntem în regulă, nu există nicio dispoziție la momentul actual și nicio hotărâre din Consiliu fără expunere sau raport sau dispoziții fără referat de specialitate în vederea emiterii de către domnul primar a dispozițiilor caracter normativ sau individual. Același lucru, publicarea și actualizarea anuală a buletinului informativ care cuprinde informația din trast. O să facem în așa fel încât să aducem la cunoștință modul de ducere la îndeplinirea acestor hotărâri prin informări scrise către dumneavoastră în ședințele ulterioare. Atâta, ce pot să vă spun eu, spun că am ieșit bine, nu am avut probleme din natură, eu știu, de ce este administrativ. Deci ne-au dat și să le dăm o apreciere a modului de control, dacă am fost informați în prealabil privind activitatea de control, dacă au fost discutate și explicate scopul și obiectivele activității de control, dacă ați fost sustras în cadrul activității de îndrumare și verificare de la activitatea dumneavoastră o măsură rezonabilă, în sensul că dacă controlul nu a deranjat și nu ne-a putut duce la îndeplinirea activitatea zilnică. Eu mi-am făcut aici o ciornă și așa cum deși m-au evaluat pe mine și zic eu că a fost în regulă și din punctul meu de vedere și a domnului primar au și dânsului calificativ foarte bun. Referitor la propunere, eu am zis așa, consider că activitatea de îndrumare și control a fost bine aleasă și structurată în funcție de perioadă și personalul desemnat. În legătură cu activitățile care nu au fost supuse activității de îndrumare și control, vom solicita ulterior, pe viitor, îndrumare de la instituțiile statului, în special de la instituția prefectului, la persoanele specializate, când ai de unde să le știi pe toate. Așa. În activitatea de îndrumare și control, care la început, sincer să fiu, când ai un control, te sperii, ți se pare, băi, vine, nu știu ce se întâmplă. Până la urmă, consider că a fost binevenită și dacă știți ce activitate am, în activitatea de zi cu zi în avalanșa de activități care sunt zilnice, este un post care are suficiente probleme, poate au mai fost o misiune. Sperăm ca în viitor să fie de la foarte bine spre excelent. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și noi, domnul secretar. Dacă mai sunt discuții referitoare la ordinea de zi, eu aș avea un pic amănunt la, în urmă privind rana pentru personalul cu poliție locale, m-am uitat aici, domnul secretar, că s-a acord de la 1-a 8-a, dacă noi discutăm astăzi 25-a 8-a... Da, discutăm de la 1-a 8-a. Eu am dat, din urmă, făcut obiectul altei hotărâri. Fie să pare corect ar fi de la 1-a 9-a, noi dăm hotărâri astăzi și de pe 1-a 9-a. Dar ce am pus întâi? Normal trebuie atât, pentru că avem legea 153 salarii de mii. Așa. Și din cauza legii 153, pot trebuit să fac hotărâri de posibil privind norma de grană. Pentru că este asta să nu depășesc de veniturile medii, să respect legea, să mă duc până la coeficientul 3. Ideea e atâta timp cât noi votăm astăzi 25-a 8-a, nu putem da de pe 1-a. Dar nu s-au luat salariile până la august. Nu, ai dorit, ai dorit. Nu mai un pic. Ai văzut că prin hotărâri, noi spunem să poate da o primă la cei care începem cu 2 ianuarie 2007. La toți căsătoriții. Deci ne-am dus în urmă. Aceeași chestie o putem face, că putem să acordăm, pentru că nu s-au dat salarii pe luna asta. Dacă se dădeau, nu mă mai puteam întoarce, înțelegi? Nu, ilegal. Ilegal. Păi, trebuie. Mai am o întrebare. Referitor la drumul ăsta care s-a stricat la intrare în Strugare aici, dincolo din Ardeșan, cu căratul balastrului foarte mult, sper să nu pățim același lucru cam 2-3 ani de zile, să-l betonăm și pe ăsta asfaltat care e de la Strugari la Pieticica. Că deja ea s-o cam umflat, datorită greutăților care au trecut mașinile încărcate foarte grele și în Iaz, chiar și în Pieticica la urcare în pantă acolo,
v-am rugat domnul primar, sau eu, de exemplu, sunt de acord ca să se cureți o dată întotdeauna materialul antiderapant din margine. Că drumul este îngust, știm toți cu toții treaba asta, dar să fie curățat. Domnule, de fiecare dată, deci... Și greu. Deci le-au fost curățat. Domnule, nu s-au curățat, domnule. Și noi ne-am curățat. Cum s-au curățat, dar nu s-au curățat? La referitor la zona drumurilor comunale, acolo, de exemplu, strisate, noi am avut mersa în garanție, noi am făcut niște note spre constructor. Drumul are garanție 5 ani. Da, deci, e bine, da. Să ne depășim 5 ani ca să ceea ce ne privește pe noi, pentru drumurile comunale, facem notificare către constructor și îl face acolo unde s-a explicat, dar drumul de la Inerchești, noi am făcut notificări este către drumul județean, așa, am cerut ca o comisie care este acolo să vină să constate despre ce este vorba și să ia măsuri. Măsura care o să trebuiască probabil reparat și turnat o strat de uzură. Un strat de uzură din și, loc. Și petricica strângare. În garanție, nu? Da, domnule. Păi, asta este garanție. Și dacă el strâng, omul a făcut calitate, nu? Și el strâng că ăștia e acum cu de aia. Ăștia e că... Domnul, dacă eu mă duc și spun... Dacă eu mă duc și spun... Dacă eu mă duc acum și spun omului că vezi bine, Doamne, a venit o firmă și o călcat și nu știu ce... Și nu-și dă seama? Ei, deci noi trebuie să... Noi trebuie să rămânem repulici când ești în garanție și să ne facă. Bine, până la tăi. Dar ăla nu le-am ce făcut. Nu am făcut, dar nu am făcut. Nu am făcut. Nu am făcut, nici când nu am făcut. Ideea, dar nu le mai dai voi, nu mai faci. Nu, a fost o perioadă. A fost o perioadă când a fost ploi și nu știu ce. Și a fost tot lucrurile. Avem. Noi am aprobat un sistem de plăcere. Un program prin care să nu se treacă, să se treacă cu toate felul de utilaje, să se pună covor de cauciuc, dar să o trecu și cu bătătorul ăla de așa, pământ, cât duce trenul în miezul ăla, totuși, o leacă, trași o leacă de codiții. Nu, nu plătească oameni. Nu mai treci în coacerea. Ați văzut de la port și până la drumul lor acolo, paletul la păinare, crapat. Adică noi ne-am strufocat foarte tare când s-a întâmplat odată ca să treacă un tractor să iese cu două blândi pământ și s-a dat o hotărâre prin care se amintează cu atâta sumă. Vă spun cu tipul de la auz sau solați așa. Nu mai eu cât mai l-am votat în vara asta cu domnul primar. Știți unde era domnul primar? Nu știți. Blocat cu mașina. Potențiala accedere a acelor mașini mari. Am fost, ne-am blocat cu mașini la drum pe aia. Asta este. Dar trebuie să când ați făcut drumul. Când... S-au dat oameni în principiul ăsta. S-au constatat. Păi nu, domnul primar a zis cine... Cine la omul ăsta rugat? Că totul despre asta vorbim. Hai, umblăm la amende acum. Păi nu ne-a nici dacă pentru oamenii domnul ăsta rugat să scrie acolo amende. Ai o ieșire, dar o să se urce cu mașina cu cipă pe poliția comunitară voastră, că dacă o ieșite înaintea lui și zice, ce ești tu, du-te, puneți unul acolo, unul din vă rog. S-au făcut de bază. Bine că s-au turnat, domnul, bine că s-au turnat, dar s-au stăcat din coace. Bine, dacă a dat tipi garanție 5 ani și constructorul care l-a turnat trebuie să-l facă... Nu-l face. Cum să-l facă, domnule? Cum să-l facă? Ia să-l face și tot așa rămâne. O să-l facă, să vezi că-l face. Eu să-l țin cu sută la fiecă, să-l facă. Va urmări și se va face. Hai cum să-l facă. Adică să-l facem prin garanție. Domnul Hacea, să-l facem. Poliția arde din discuție. Deci, problema o să fie în felul următor. La oricare garanție, în momentul în care noi avem, să spunem, 3 luni sau 4 luni, constructorul deja din există lege, da? Constructorul are obligația să ne notifice că în termen de 3 luni de zile sau 4 luni de zile iese din termen de garanție. Noi ca și localitate, noi ca și beneficiar, în momentul în care constatăm că sunt anumite neconformități, facem notificare. Noi avem notificări făcute la ei, da? Sunt notificările făcute. Dacă ei o fac până, să spunem, un an de zile înainte, o fac, nu? Dar e posibil să o facă așa două oară. De asta este termenul de 3 luni de zile în care el să ne notifică unii pe altul. Așa înseamnă că se începe aproape de 2 ani de zile când o să iese și o să face atunci. Da, corect. Așa mi s-ar părea normal. Abia sunteți să scrie. Aia e mai sunt numai lucrurile. Noi nu vrem să se strice. Așa.
la diferență. Dar se vede mai bine atunci... Haideți la discuții mai pe dacă permiteți, am să declar închisul ședinței din 25 august 2017. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru prezență. O zi bună!